În satul Var, la marginea șoselei ce duce spre Jibou, se află atelierul unuia dintre ultimii meșteri care fac împletituri din nuiele. Dan și Otilia Teglaș așteaptă lângă drum să vină cumpărătorii. Lumea nu se prea înghesuie să cumpere coșuri, chiar dacă sunt lucrate meșteșugit de-ți fură privirea. Cel mai adesea opresc străinii și românii plecați din țară, ne mărturisește meșterul sălăjean. În urmă cu 30-40 de ani, aproape tot satul împletea nuiele. Au mai rămas vreo doi săteni care mai cunosc meșteșugul. Bătrânii au murit, au rămas foarte puțină lume care se mai ocupă, mai suntem la vreo 3 persoane care ne ocupăm cu coșurile. Dumneavoastră, de unde ați învățat? De unde știți? La părinții mei. La părinții mei, când am fost copil, am lucrat cu ei. Cum am fost la recoltat genuiale, după aia am învățat să fac coșurile de mic copil. Și tot timpul, adică în anii de liceu, am fost la recoltat genuiale, am făcut coșuri. I-am ajutat la maica mea, care era angajată la secția de coșuri la meșteșugarul de la Jibou. Și așa am rămas cu tradiția asta. M-am căsătorit, n-am mai lucrat o perioadă, după aia am început din nou la coșuri. Aproape tot satul lucra cu noi, făceam coșuri. Erau și angajați, făceau și benevol, fără să fie angajați. Erau diferite persoane care luau, erau secțiile de coșuri de la Jibou. Și unde ajungeau coșurile făcute de oamenii de aici din Var? Coșurile ajungeau în străinătate, se duceau la export, se încărcau la Jibou, le duceau, le strângeau de la oameni de aici și acolo le ambalau și le trimiteau pe calea ferată, pe ce fereau. În marea majoritate în Germania și în Olanda. Împletitul nuielelor este o muncă migăloasă care cere răbdare și pricepere. Trebuie să știi când să culegi răchita și cum să o prelucrezi ca să se îndoaie mlădios în mâna meșterului. Cred că întâi trebuie căutată nuiaua. Da. Salcia. Da. Cum se face? Înainte o căutam pe malul Someșului. În fiecare vară, atunci se făcea mai mult vara. În fiecare an, vara, în lunile iulie, august, eram pe malul Someșului la recolta de răchită. Sunt perioade în an care trebuie recoltate sau se pot recolta oricând? Nu, sunt perioade în an. Atunci se recoltează verde cu frunză și se coșește, iasă nuia albă. Și toamna, după ce o brumează, nuiaua de cultură, de pepinieră, atunci nu mai intră în vegetație, nu e în vegetație și atunci se taie. Și aia se fierbe și se cojește fiartă și se bronzează. Se fierbe la cazan. Și se pot împleti și nefierte sau trebuie fierte obligatoriu? Da, se pot împleti și cu coje. Se dă frunza jos, se lasă două, trei zile până se mai zvântă un pic de seva aia din ea și după aceea se poate împleti și verde, că și cu verde am făcut. Se împletesc, erau coșurile de țară, de cules, cartofi, mere, nu știu ce, se duceau într-o coșuri de ale cu două torți negre. Și se mai recoltează primăvara înainte de a intra în vegetație când pușcă mugurul ăla. Două, trei frunzulițe, atunci se colește tot așa, atunci e mai bună, că e fără sevă și nu se rupe așa, e mai elastică. Cât se fierb? Cât trebuie ținute la fiert? Depinde și de noi, dacă e tăiată, recoltată mai recent, de 2 săptămâni, 3 săptămâni, o lună, se lasă până se zvântă. Cam 5-6 ore, 7 ore. Depinde de noi, că v-am mai spus că
o iau din cazan, câte una, două și o verific dacă se cojește. Dacă nu se cojește, o mai lăs, o mai fierb. Și se lasă în cazan, nu se scot cam 24-48 de ore după ce s-o termina de fiert. După aia se scot, se scot afară din cazan, se lasă să se stoarcă și avem mașini de cojit. Dobele, zicem noi. E o mașină cu tamburi și cu arcuri. În rotație și le ținem acolo, le cojim. Sau se cojește manual, cu scrival, așa zicem noi. O chestie din fier sau din lemn, crepată în două. Cam, nu știu cum să vă zic, așa, dar mai grosă. Și crepată aici în două și acolo se bagă noi, se atrage pe noi. Sau sunt dispozitive de scrivele, le zicem noi. E tot din fier mai mare, cam așa ceva, și implantată în butuc. Și stăm lângă butuc și tragem până scrivala aia, metal. După aia se lasă la uscat, se pun la uscat pe unde este locul. La noi punem pângă gard. Și la soare e culoarea asta roșie, se bronzează mai tare. Și după aia le se uscă, le legăm boturile, zicem noi așa, le alegem și când începem să lucrăm, le băgăm coză înainte în apă. Stau în vană, în vâni, dispozitive de astea și eu mai mari de plastic, le bag la moaie de seara și în ceaia de dimineața le scot și lucru cu ele, că uscate nu se pus, că se rup. Ăsta-s coșul pentru baloane de sticlă. Îmi tai din capătul mai gros, de la noi ale mai mari, tai bucăți de 40 de centimetri, cam vine de 35 la fund. Se face fundul din 6 lemne, din 8 lemne, așa le zicem noi lemnele astea. Sau proteză, alții zic proteză. Lemnul ăsta gros, 3 se creapă, 3 se bagă până, uitați, se bagă până ele. Și cu nuiaua, dau nuia pântre ele și le desfac și vine partea de jos la coș. După aia, după ce îl termin aici, ne aleg pare, așa zicem noi. Din astea nuiele mai mari, la fiecare, ăsta bag câte două nuiele. Se pun brăuri, așa le zicem noi, se ridică în sus nuiaua. Și îi dau formatul la coș. Și pe atunci pun pe ea un rând, două, depinde cât de înaltă vine. Aveți acolo sau aveți afară, dacă vreți să filmați. Și după ce e gata, să tidește sau punem brâuri și o întărim, ca așa le zicem, brâuri cu trei noele sau cu patru. Să tidește parii, așa le zicem, să încheie partea de sus și după aia să pun două proteze pentru torte. Și cu aia învârtim o noaie de asta, o răsucim și o dăm roata, iar ducem peste aia până acoperim lemnul ăla și să aibă de unde să prindă de torta, de la coș. E greu de lucrat. Pe care nu știi greu, dar de atâția ani am învățat. E greu, că sunt noiale care esență și mai tare, și mai mult. Să lucră mai greu. Astea bronzate să lucră mai greu. Astea albe sunt mai moi. Astea se lucră mai ușor. Dar e alt tip de nuia sau? Tot aceeași nuia, numai asta e cojită primăvara și asta e fiartă, e tăiată iarna. Da, da. Da. Asta e fiartă în cazan, asta e cojită numai direct la mână. Da, ca să aveți și culori diferite. Da, păi sunt persoane la care le trebuie să-i amestecul, să-i fac două culori. Am și neagră. Și aia cum o faceți? Am culoare neagră, asta după ce am fiert-o și am uscat-o, bronzata, când mai bag nuiele în cazan, verzi cu coje, o bag și pe asta fiartă. Și asta cu alea la alte verzi, asta se negrește. Și asta nu m-a scos, să o pui la uscat după când se termină de fiert alea la alte. N-am parcare, ce ala e mai... Aia e problema. Aș vrea să oprească, încetinez și vin din spate, claxonează și se duc. Nu mai e. Nu mi-a făcut nimic. Că chiar a fost aici odată cu
Tot cum o să acum, cu alegerile. O zic că să-mi fac dacă îmi trebuie. Păi da, domnule, plătesc impozit și asta. Și alții plătesc impozit, bine. Doamna vă ajută? Mă ajută, da, da. În măsura în care se pricepe și la ce am arătat, ajută și. Am văzut că face și ea lucruri interesante, lucruri frumoase. Da. E cu... cum să le zic la asta, lucruri de mână, cu fire și cu ăsta, da? Se pricepe și la sticle, învalește sticle. La mine mă ajută pe mine cu asta. Deci alea nevastă mea le face. Soția meșterului, Otilia, împletește și ea, dar lucrează mai puțin cu răchita. Îi plac lucrurile care îi stârnesc imaginația și care îi lasă fantezia să-i conducă mâinile. Acum fac o bază sau vine un suport de lumânări, ca și unde am pus aici, uitați așa, am făcut aici și pun luminiță sau se poate pune lumânare. Înțelegeți? Eu am pus așa de luminiță, numai nu se vede acum așa de bine și vine și se face lumina. Sau pot să pune, să se pună lumânare, ca o vază de flori. Aici e inspirația fiecarei persoane. Înțelegeți? Am făcut din astea, fac curele, brățări, uitați, baze. Asta tot e plătit în mână, pe tablou, sticlă, foliere, brățări, suport pentru buchetele de mireasă, coronițe. Fantezia mea ce vine pe moment. Împreună am făcut ca să ne ocupăm cu artizanatul. Lucrul manual. El face coșuri, împletituri din ele, îl mai ajut și eu uneori, la ce știu. El e de aici, din bar, eu nu sunt din bar. Sunt din Oră. Și eu mă ocup cu produse handmade. Artizanale, fac suveniruri. Tot ce ține de lucru manual. Aveți foarte multe lucruri făcute. Mulțumesc, da. Imaginația, deci vine pe moment. Fac tot, nu sunt aproape egale una cu alta. Fac suveniruri, astea se vând mai bine și produsele noastre toate când vin românii acasă, în vară, și fac, merg să ducă cadouri în străinătate. Dumneavoastră, cum v-ați apucat de meșteșugit? Mi-a plăcut întotdeauna lucru manual și am învățat de la mama, Doamne fie iertată, și asta ne o sursă de existență. Deci, ne sursa. Ce spuneți de coșurile astea de nuiele care sunt în tradiția noastră de sute de ani. E un lucru frumos și cere multă răbdare. Sunt foarte apreciate. V-am spus mai mult dincolo, ca și aici, că vin românii când vin în vacanță și mulți iau. Chiar a oprit, a venit o familie de la Moldova și ce bine că v-am văzut deschiși. Nu suntem, nu avem un an jumate, doi de când avem căbănuța asta aici și suntem și a cumpărat, că a zis că în Germania acolo femeile merg cu coșuri. Dan Teglaș își aduce aminte că era copil plăpând când culegea nuiele de pe malul Someșului. Spune că este păcat că nu-i calcă nimeni pragul să-l întrebe cum lucrează. Ziceați că aveți cam 50 de ani de când
Da. De când lucrați. Da, din 70, încă înainte de 70 am fost pe dunga Someșului, pe mal, după... De copil, de la 7 ani am fost. De 55 de ani. Atunci am început, eram copil și am mers pe dunga Băilor, pe dunga Someșului și recoltam rătiță. Băceam crescut mai mare, de la 10-12 ani am început cu funduri, cu coșuri, cu ce avem am acolo la secție de făcut. O ajutam tot timpul. Și rămâne cineva în urmă. Sunt tineri interesați să învețe. Nu, eu am o fiică, nu interesează. Aștelalți sunt eu la fel pe feciorul sau nu prea. Aștelalți iarăși cu IT-ști și cu ziare. Nu interesează, nu. O să se, după ce murim, noi să pierde. Dacă nu o să vrei să înveți alții. Dar nu se fac nici cursuri sau să se facă ceva de la primării și din astea, nu. Da, nu. Trebuie promovat un pic lucrul ăsta, ca să-l vadă, eventual să-l învețe și tinerii. Nu, dacă poate că tinerii ar vrea să facă. A fost o acțiune de asta aici la comuna alăturată și s-au scris. Vreo 15 copii și fete. Da, s-au lăsat, după aceea s-au mușamalizat așa, nu mai. Trebuie insistat. Nu se mai da. Deci... o meserie frumoasă, nu că numai pentru existență și asta. Prin târguri mergeți? Mai mergem, unde ne invită, m-am zis ăștia de la Țara Silvaniei și fac satele sau comunele, fii satului sau ceva, festivaluri de astea, atunci suntem invitați, că ne cunosc mai mult de pe în zonă și mai avem relații. Dacă am fost și la Zalău, ne-am mai făcut relații cu unul cu altul, meșter popular și când e pe zona lor, ne invită și pe noi. Na, mai cunoștem și primar și... Păi asta e că trebuie să le și vindeți, că de lucrat lucrați, da, păi, mult lucrați frumos, dar... Dacă o fac și o țin aici, am atâta satisfacția că am făcut, dar dacă nu vând, n-am niciun venit. Coșurile nu sunt doar frumoase, că sunt frumoase, sunt și utile. Utile, da, da, utile în gospodărie și... strainice și bune pentru lucru, nu-i plastic și nu asta nu poluează, nu ca alealte. La var, copiii nu se mai chinuie să culeagă nuiele de pe malurile apei. Pentru cei 2-3 meșteri care au rămas în sat, există acum mici plantații de nuia nobilă care crește repede. Însă nobila meserie este pe cale de dispariție. Ca și dogarii din Apuseni, meșterii care împletesc nuiele și-au dat seama că plasticul a învins în bătălia cu lemnul. La marginea șoselei ce duce la Jibou, printre coșurile lucrate cu mare pricepere, Dan și Otilia așteaptă să mai oprească din când în când câte o mașină și oameni care știu să le prețuiască munca, să le calce pragul.